ce ați luat această decizie? Vreau să spun că săptămâna trecută m-am gândit și am și spus că mă gândesc la demisie, dar nu puteam să permit să deranjez echipa și clubul cu acțiuni de demitere. Aveam acest meci și mi-am retras, am făcut ceea ce trebuia să fac pentru binele echipei, ca să ne punem să jucăm bine astăzi și să câștigăm jocul. O victorie va fi întors în drum, cum se spune? Da. Da, într-adevăr. Vreau să spun concluzia concluziilor pentru antrenor. Antrenorii țin rezultate. Dacă astăzi cu două băr, cu 80 de minute posesie și asta, pierzi un meci, ce să faci? E nedrept, da. Stai fotbal, nu e singurul domeniu care... Mai fost în momente grele la Dinamo și de fiecare dată ați reușit să scoateți echipa de acolo. Ce n-a mers de data asta? Ce s-a întâmplat? N-a mers... N-am înscris goluri și n-am câștigat meciurile. Foarte simplu. Ce credeți că ar putea veni și să ajute echipa așa cum vă doriți dumneavoastră? Că nu știu, un antrenor mai performant, mai bun. Mai e doar o problemă de antrenor? Mai norocos. Credeți că e doar o problemă de antrenor? Din păcate nu. Care e rămâne cel mai mare regret pentru dumneavoastră? Că nu apuc să ridic și eu, să pun și eu mâna pe o toartă de la cup. Vă gândiți totuși să mai rămâneți în club ca director tehnic? Nu știu, asta e o întrebare. Să vedem. Încă mai sunt verde, dar era tensiune mare la asta. Poate tot așa, pentru a scoate talente, mă gândesc, poate să fie, dar deocamdată sunt destul de obosit mental și... Cum au reacționat băieții în vestiar când ați transmis acum? Am văzut un regret pe fața lor și pe reacția lor. I-am mulțumit, au aplaudat. Ne întâlnim mai departe, că o să fiu alături de ei în multe postaze și... V-a fost teamă pentru sănătatea dumneavoastră? Da. Teamă nu, că nu am avut timp să am teamă. Meciul a fost atâta de solicitant, pentru că ratam, greșeam pase și iar trebuia să o luăm. Speram că următoarea fază e mai productivă, dăm gol. Așa că n-am avut timp să mă gândesc. Ai simțit afectat de stres, de tensiunea continuă? Da, uneori m-am simțit normal, dar așa, eu știu, fugă, să zic așa, trecător. Lucrurile au stat bine până la urmă, până la urmă liniștit, iar am luat-o de la capăt. Totdeauna e un început. Știm, mereu încurajați pe băieți chiar și în ultimul moment. Ați avut la fel cuvinte de încurajare, la rămas bun, să zicem? Da, bineînțeles, am discutat ca și cum ar fi elevii mei. Dar și continuă ei fără mine. Azi să fie mai performanți, fiecare să îndrepte greșelile lor și atunci lucrurile vor sta mult mai bine. Ei sunt conștienți, dar Gigi, că sunt la un pas de dezastru? Că o retrogradare pentru Dinamo ar putea complica foarte rău existența clubului. Eu nu vreau să mă gândesc acum la asta, că ar fi prea mult să mă gândesc. Da, totuși clasamentul e altceva. Eu nu pot să răspund la întrebarea asta. A fost și familia, convinsă să... Sau v-a convins și familia? Nu știe. Nu, Cătălin, știu că a insistat să plecați la un moment dat. Că... Da, a fost un moment, dar până acum eu am hotărât. Da, am văzut că eram destul de afectat așa, eram puțin căzut, pentru nerealizări, n-au fost victorii, n-au fost goluri. E clar, am avut trăiri de astea, dar una peste alta am trecut repede, de experiența mea e clar că am putut să trec peste și să-i și motivez și pe jucători. Atât. Cine este persoana care semnează aprobarea demisiei dumneavoastră? Nu știu, am fost convocat mâine la club. Mâine o să văd. Acum m-a contactat domnul Eftimescu, președintele clubului.